E o istorie dramatică despre care încerc să amintesc după aproape 80 de ani. Sunt născut în localitatea Miercurea Nirajului, o localitate aproape de orașul Târgu Mureș, municipiul Târgu Mureș. O localitate mică, dar cu multe amintiri pentru mine. Cu o comunitate evreiască, nu-i mare, dar bine situată din punct de vedere material. Am fost singurul copil la părinți. Ar dori să subliniez că eram un copil dorit și iubit de părinți. Părinții aveau o situație materială bună. Nu bogați, dar bună. Deci am avut o copilărie lipsit de griji. Ce era tata? Ce da, funcție avea mama? Tata se ocupa, era comerciant de cereale, mama cașnică, cum era obiceiul de atunci. Acest lucru a mers până în anul 40. În momentul în care? În momentul dictatului de la Viena. În acel moment lucrurile s-au schimbat. Am simțit că totuși sunt evreu. De ce? În 1944, aprilie, zori zile, așa, jandarmi, ușă, sculare, rapid să facem bagajele, ce putem lua. La școală am stat câteva zile, 4-5 zile, o săptămână. Mă rog, hrana ce aveam noi. Luată de acasă. Exact, da, stat improvizat, fiecare stăteam jos. Am mers la gară și la gară am început îmbarcarea în vagoane. Cum a ajuns? Ce vagoane erau? Vagoane de vite, de acoperite, nu descoperite. Vagoane de vite, între 75-80, cam asta era cifra. În vagon, în fiecare vagon. Vagon, da. Acolo, pe urmă, a băgat o găleată pentru apă și o găleată pentru nevoile fiziologice. A încărcat vagoanele, sigilarea. Și a pornit vagoanele. Noi credeam că ne oprim în pustaia maghiară. Am uitat, fac și cum, da. Pe urmă, am depășit pusta maghiară. Ei, de încă n-am ieșit din Ungaria. Încă mai era speranță. Și mai speranța și pe la... Și în jur de 28, după vreo 3 zile de mers, cam în jur de 28 aprilie, am sosit la Cosice. A închis vagoanele, dar a fost preluat de SS acolo. Ați văzut acolo soldații SS? Sigur că da. Deci erau deja acolo în gară? Deja era acolo. Deci ne-a preluat ei. De acolo, din momentul ăla? Din acel moment a dispărut totul. Am rămas, asta cum îl zice, număr de oameni. Nu mai erai nume, chestii, cine, ce. Număr. A numărat și SS. Nu mai știam ce se întâmplă. Noi n-am auzit de Auschwitz acest cuvânt. N-ați auzit. Nu, n-am auzit. La 29 mai, în zorii zilei, am sosit la... La Birkenau. Birkenau. Dar înainte să sosc la Birkenau, sigur, ne mai oprim, am mai oprit niște gări. În gară, lătrat de câini, că era și trupe cu câini, țipete, urlete, parcă eram în iad. Nu pot să descriu. Deschidea vagoanele. Era niște lucrători, ulterior am aflat, era Comando Canada, așa chema. Pe ce lucrători? O să spun de ce zice Canada mai târziu, care ne scotea din vagoane. Deci efectiv intrau în vagoane și... Repede, jos, 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 negonea jos, arunca, jos, 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 fără nimic, să nu luăm rapid, nimic. Rapid, rapid, rapid. Da. Și în limba germană, heraus, 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 germana, limba germană. Eu acum vorbesc românește, da. Heraus, heraus, dar cu țipete, urlete, ce era? În câteva minute ne-a gonit din vagoane, ne-a golit, ne-a separat femei,
și bărbați. Deci nu au mai avut timpul necesar să și-a rămas bun de la soții? N-am reușit să strâng pe mama, să spun, mama, te iubesc, mama, la revedere. Să sărut pe mama, eram totuși copil mic, de asta era valabil la toți, nu da. Numai la mine. Și ne-a alcolunat câte 5 pe toți, bărbații, bătrân, tineri, toată lumea. Pe femei același lucru. Am mai văzut de la distanță, când ne-a colonat, pe mama, pe cumnata cu verișorul, care era cu un an mai mic ca mine, că era, nu putea rămâne cu taică sau, că nu era acolo, că era pe front, adică muncă obligatoriu. Ați încercat în momentul acela să ajungeți unii la alții? Nu, poate că unii, eu nu, nu, eu spun de mine. Uh-huh. Erați cu tata eram și cumva... Pază, eram deja pază, nu... Am auzit că unii au încercat, dar nu a fost lăsat, dar mă rog. Oricum, momente bulversante, nu înțelegeai nimic, agitație, era, haos. Nu pot să înțeleg nici acum, o bulversare, haos, ce era acolo. Deci a pus câte 5, deocamdată nu știam ce vrea, poate că vrea să întâmple, poate că bătrânii vor să ducă, așa era, undeva. I-am colonat câte 5, am început cu noi, bărbații. În spatele, cu tata era cu un prieten apropiat de la Târgu Mureș. Avea și cu băiatul. Eu nu eram prieten cu el, dar era cu tata, eram... Deja și am început prieten. Să trecem în fața unui comisie, hai să zic așa, un colectiv de ofițeri german. Nu știam atunci de Mengele, de ăștia, nici nu știam că era el. Spuneți-ne ce reprezenta dreapta și ce reprezenta stânga. Asta, atunci nu știam. Nu știați. Dar vedeam un lucru, că la stânga, adică dreapta, sunt ăștia mai voinici. Și cei mai slăbiți? Și cei bătrâni, cei cu copii. La stânga. La stânga. Ne-a încolonat, pe urmă, pe noi, și ne-a dus la o spălătorie, dezinfecție. A făcut această dezinfecție, a fost luat totul, curia și pantoful care ne-a rămas și am primit haine vărgate. Cei care a fost trimis la stânga, noi nu știam ce să... Noi credeam că vor avea grijă de ei ca bătrân. Grijă avut. Timp de 2 ore, toate documentațiile, după 2 ore, ei a mai trăit 2 ore, maximum, până la camera de gazare, crematoriu. Eram la apel, aici. Și ofițerul ăsta german, subofițerul, tradus, limba maghiară, toți care nu aveți 16 ani, să ieșiți afară, adică în față. Tata, Otto, scoate pieptul înainte, înalți și aia care mai era în jurul meu. Păi oricât scoteam eu pieptul, tot 13 ani și ceva aveam. Eram înăltuți, sincer, spun că și părinții erau înăltuți atunci, dar nu eram ăsta legat. Ajunge la mine, în germană spun, wie viel Jahr bist du? Întreabă pe mine. Sechzehn. Deci câți ani ai? De câți ani ai? I-am spus 16. Nu a zis nimic. A plecat mai. Și vom verifica. Și dacă nu iese, și dacă n-aveți 16 ani și n-ați ieșit, împușcăm toată familia. Am ieșit. Și ați ieșit din rând? Din rând. Ne-a despărțit de tata în acel moment. Eu n-am mai văzut pe tata în acel moment. Și tot în baraca aia, la fiecare baracă la Auschwitz, Birkenau, la intrare era 2 cămăruțe, unul pentru șeful și unul pentru subaltern acolo. Ei văd că unde trebuia să fie subaltern, ne-a băgat pe toți acolo. Deci am rămas singur pe lume, la 13 ani jumătate, între camere de la umbra camerelor de gazare și a crematorilor. Soarta mea în propriile mele mâini. Nu mai există. Și aici am avut câteva probleme acum.
selecțiile, care știu, mâncarea, foamea, să supraviețuiesc. Și bolile. Bătăi, bolile, și o mie de ea spune, deja aici a apărut, bolile și sinucidirile. Și pus pe hârtie un bilet, am făcut rost, de la Canada, că era cazat acum, de la ei. Deci a scris pe acel șervețel ce, numele mamei? Nu șervețel, pe bucat de hârtie. Bucat de hârtie, da, a scris numele mamei. Da, și caut pe cutare, da. Și aia care a prins... A spus-o de piatră. Și a fi strigat acolo, a fost găsit. Și ați aruncat-o la peste drum. Dincolo de Sârma Ghimpată? Exact, 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 la lagărul. Pentru că aceste zone erau delimitate cu Sârma Ghimpată. Sigur că da, sigur că Sârma Ghimpată care era electrificată. Și mama a ieșit la gard. A reușit să mai răspunde în altă zi cu sfaturi. Să am grijă, să păstrez pâinea și pot zi pe alta, dacă nu e, dacă nu e, așa mai departe. Deci ca mamele. Ca mamele. Sfatul de mamă. Ai grijă exact. Cum te îmbraci, ce exact, mănânci. Exact, tot aici aceste sfaturi de mamă. Ea se îngrijea de supraviețuirea dumneavoastră. Una din selecțiile ne-a dus, lagărul avea un teren de fotbal. M-a dus înapoi. M-a ținut acolo vreo două zile, nu mai puteam să ies. Și ultima zi ne-a dus vis-a-vis, într-o altă baracă, care nu mai era nici priciuri, nimic. Și era instalate niște becuri mari, să nu putem ascunde. Era minute acum. Eram încolonat în cinci. Că vin mașinile să ne ia. Ce mi-a venit mie? Să fie în primul rând. Erați în primul rând? Primul rând. Așa a venit mie și eu cu ăla, cu prietenul. Păi suntem aici. Primul rând. Și urma să vină să vă... Gata, așteptam minut. Deja eram pregătit. Luminile aprinse. Să urcați în mașinile respective. La ușă respective. Creează o busculadă mare, la un moment dat. Eu, care eram isteț... Nu, asta e realitate. Erați ager. Ager, mai bine zis. La ușă. Și dintre, a mai venit câțiva să scape pe unii dintre noi, dintre care era și ăsta, consătiatul meu. Când m-a văzut, m-a prins de ușă, m-a tras afară. Dar unde e Ioșco? Păi Ioșco acolo, n-a venit, n-avea ce face. Și până m-am fugit într-o baracă vecină și niște polonezi m-a ascuns sub pături. De deja venea mașinile, deci era alarmă de lagăr. Deci eram la secundă. Deci asta a fost singura chestiune care am fost direct la moment. La muche de cuțit, la exact, limită. La restul, prin diferite contexte, am reușit să sustrag. Adică, chiar dacă eram dezbrăcat, dacă am intrat, ascuns și așa mai departe, da. Selecții, dar aceste selecții făcea periodic, ca să rânduiască, adică să dispară cei care nu sunt buni, că vine mereu alte transporturi, ca să aibă loc. Și asta făcea Mengele. Eram convins, aveam această convingere că voi supraviețui. Aveam această convingere, eu nu pot să nu supraviețuiesc, cu oricum e. Asta a fost puterea dumneavoastră interioară, convingerea asta, exact. Că veți supraviețui indiferent de ce indiferent se va întâmpla. Indiferent ce se întâmplă. Acolo am aflat la un moment dat și dați seama ce am simțit, că și mama a fost selectată. Ați aflat la un moment dat? Am aflat acolo, am aflat acolo. De niște femei care cunoștea, dar nu știu. Totuși, singurul lucru în cap a rămas totuși supraviețuirea, asta a rămas. De tata nu eram sigur că va scăpa. Am B14849, am pe, nu știu că unei pe stânga dreptă, dar majoritatea stânga, nu știu de ce, eu am dat dreptă. Da. Și eu am B, că în noiembrie a fost făcut asta, a fost spre final, deja cremat. Așa, și ce vreau să spun dumneavoastră, eu consider, că tot eu sunt întrebat cum ai scăpat de la Auschwitz. Nu știu. E o minune. Că totdeauna, în momentele cele mai grele, și o să continui foarte pe scurt în alte parte, apar că am avut un înger păzitor asupra mea de a mă ajuta să ieș din situația la vârsta aceea. Aici am stat la Auschwitz, dar seama,
i-am spus, la umbra crematorilor și a camerilor de gazare, când vedeai oamenii sinucit. Și ați fost în lagăr de exterminare. Flacăra. Erau zile la crematorii, câțiva metri ieșea. Mirosul, ale seara, acel miros, că avea miros. Nu uit. Și ăla de paratrăznet s-a îndoit. Deci ce, era paratrăznet pe horn? Era paratrăznet. De la flăcările respective, era deja topit metalul. Topit, da, da, îndoit. Când jurul lui 20 ceva de ianuarie... 1945. Evacuarea. A fost dat ordinul, cine nu poate să meargă, crede să rămâne. Păi deci naziștii rămas... evacuau lagărele pentru că se apropia linia frontului cu armata sovietică. Noi eram surprins că evacua, că să ne omoare acolo. Și când a spus cine nu poate merge, poate să rămână. Păi dar știam că dacă cine nu poate merge, să ne împușcă. Mai bine tot din a să fie care... Hai să mergem. Drumul din ambele părți, plin de morți, împușcați. Dar foarte curios, până m-am aflat de ce, cu capul explodat. Ce se întâmplă? Cei care rămâneau ultimul împușca în gură. În gură. Și dacă vedea ceva, mai trecea unul în tâmple. Drumul era plin de oameni ăștia care n-a mai putut să meargă. Deci eram conștient, dar zram în drumul ăsta, că m-a durat 3 zile. Că dacă rămân în urmă, uite, copil, am rezistat. Un lucru din cei deportați, ăsta de din întreaga mea familie, de cei deportați, numai eu am supraviețuit, atât. Dimineața, venit dimineața, eram cei 4. Ăsta e momentul. Deci eliberarea de către forțele americane. Da. Ei bine, încă noi eram, încă eram înăuntru. Da. Am auzit noi că pușcături și-a fugit ăștia. Dimineața ieșim. 4 copii pe porțile lagărului. Sentimentul, domnul Ciprian, sentimentul că ieși din slavie, robie, pe libertate. 4 copii. Momentul liberării ăsta. Restul până atunci era speranța.